deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit, bine ați revenit la Deșteptarea României. Vă mulțumesc încă o dată pentru modul în care răspundeți acestui program și aceste inițiative pe care Europa FM a declanșat-o de aproape un an de zile. Știți foarte bine deja mulți dintre voi ceea ce facem. În fiecare lună vorbim despre unul dintre domeniile esențiale, fundamentale ale României. Vedem ce nu merge în viziunea voastră, ce merge bine sau ce putem repara. Și facem asta în trei părți, așa cum aproape nu se întâmplă niciodată media din România. Stăm de vorbă cu voi, cetățenii acestei țări, care aveți un cuvânt de spus, împreună cu experți sau cu politicieni, oameni care decid sau pot decide sau pot influența lucrurile din România. Astfel, împreună cu experiențele voastre, expertiza invitaților noștri și întrebările pe care le adresăm aici la Europa FM, sperăm că măcar vom avea o lumină mai clară asupra domeniilor despre care discutăm, iar la finalul emisiunii să plecăm cu o idee despre ceea ce putem face împreună. Vorbim în noiembrie despre sănătate. Săptămâna trecută am vorbit cu Beatrice Mahler și v-am întrebat cum vă construiți încrederea în medici și v-a povestit ce în spitalele din România și am ajuns la concluzia că dacă vorbim frumos unii cu alții și dacă explicăm și putem să ajungem, cum să zic, la avea o empatie, cred că încrederea în medici se va construi încetul cu încetul din ce în ce mai bine. Astăzi o să fie o emisiune grea, complicată, pentru că am ajuns la acel subiect care este esențial pentru România. Stăm de vorbă despre banii din sănătate, despre finanțarea sănătății și am adus alături de mine un om care se pricepe foarte bine la treaba asta, pentru că a condus Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Este vorba despre Adrian Gheorghe. Bună ziua, bine ați venit alături de noi. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Imediat o să dăm drumul și la telefoane, o să adresez și eu două întrebări domnului Adrian Gheorghe. Înainte însă, să spunem așa, și voi știți poate cel mai bine, există această impresie că banii pentru sănătate în România nu ajung niciodată. Poate asta se întâmplă și în alte părți. Poate și acolo listele de așteptare sunt foarte lungi. Îmi povestea una dintre colegele mele că a așteptat 4 luni de zile un RMN, o programare pentru un RMN, a fost chemată, într-adevăr, de la clinica respectivă, doar că expirase hârtia, trimiterea cu pricina, a trebuit să-și o refacă, dar a reușit să intre, pentru că altfel suma mică, cea mai mică de plătit la un RMN e 800 de lei, cred, nu? Cam de pe aici începe un RMN, nu? Cred că mă înșel? Sau? În jur de 800 de lei, da. Știți afișul? Nu mai sunt fonduri. E pe la toate cabinetele de analize medicale. Adică au fonduri o zi sau două, după care se termină, da. În spitale, probabil că ați auzit de multe ori asta, medicii spună, știți, am stenturi de calitate acutare. Dacă le vreți pe astea decontate de casă, bine, dacă nu, luați dumneavoastră, din banii dumneavoastră. Dar ăsta e un caz bun, pentru că s-ar putea să spună, nu sunt medicamente, nu avem instrumentarul respectiv. Puteți să le cumpărați dumneavoastră, vedeți acolo. Și sigur ne întrebăm, unde să duc banii aceștia? Înainte de a vă da totuși microfonul, domnule Adrian Gheorghe, avem așa, 10 miliarde de euro la casă, nu? Anul ăsta, mai mult sau mai puțin, 5 miliarde de euro pe la Ministerul Sănătății, poate nu mai exagerez 5 miliarde, 4, cred că 4 mai curând e mai aproape de realitate, plus banii de la diverse autorități locale, cam ăștia sunt. Să zic 20 de miliarde de euro în sănătate din România, zic bine? Cam despre asta discutăm. Cam 20 de miliarde. Asta ordin de mărime. Da. Asta înseamnă că suntem printre ultimii în Europa, nu? Sau chiar ultimii? Depinde cu cine ne comparăm și la ce ne comparăm. Într-adevăr, discuția care se leagă de câți bani sunt în sănătate în România și pe ce se duc, e foarte amplă și pertinentă în același timp. Însă, dacă ați încheiat pe această notă a comparației europene, aș vrea să o dezvolt puțin. Practic, când vorbim de bani în sănătate, vorbim de o succesiune de etape, de la macro până ajungem la sănătate. Pornim de la produsul intern brut, practic cât se produce în România, să spunem, într-un an, care are valoare economică, din acest produs intern brut, statul, prin
taxe și alte mecanisme, atrage o parte pe care îi folosește pentru cheltuieli cu serviciile publice, dintre care o parte reprezintă sănătatea. Practic așa ajungem la cele aproximativ 20 de miliarde de euro pe care le-ați invocat. Produsul intern brut al României, raportat la alte țări din Uniunea Europeană, este cel care este. Unul dintre cele mai mici în creștere, dar în fin. Când vorbim despre cât din produsul intern brut atrage statul pentru a putea folosi pentru cheltuielile servicii publice, suntem pe unul dintre ultimele locuri. Practic, undeva la 35% aproximativ, macroeconomiștii au cifre mai detaliate, dar ca ordin de mărime, majoritatea statelor Uniunii Europene sunt la peste 40% din produsul intern brut pe care statul îi atrage prin tot felul de taxe ca să-i folosească. Noi suntem pe la 35% printre ultimele locuri. Deci pornim din start cu două handicapuri. Produs intern brut mic, capacitate de absorpție din produsul intern brut pentru cheltuieli publice mici. În continuare, presupunând că am atras cât am atras, se pune întrebarea cât din cheltuielile publice merg către sănătate. Aici noi suntem aproximativ la media Europei. Deci sănătatea nu este subprioritizată, nu este ignorată raportat la anvelopa bugetară, ca procentual. Noi suntem în jur de 13%, cam pe aici este și media, unele au mai mult, cel mai mult avea Marea Britanie înainte să iasă 19%. Da. Și așa ajungem la cele vestitul 6% din PIB, exact. O țintă importantă, care însă își are, este cel mai mic, printre cele mai mici din Europa, în primele două componente la care m-am referit, mai exact, cât de mare este PIB-ul și cât de mult atrage statul pentru cheltuieli publice. Am înțeles mecanismul. Bun, aici vin și banii de la Casa de Asigurări de Sănătate din alte taxe, dar poate e alt indicator. Pe cap de locuitor, cât cheltuim? Pe cap de locuitor, acum depinde în ce monedă în euro. Hai, ce ține în euro, că așa să uită toată România. Suntem undeva la 500-600 de euro pe cap de locuitor. Iar în Danemarca, cam 5.000, că m-am uitat, da. Deci asta este... Comparația nu ne avantajează. Practic, nu se poate ca noi să livrăm servicii același mix, volum și calitate de servicii cu cineva care cheltuiește de 4-5 ori mai mult. Asta e T0, să știți. Două lucruri mai multe trebuie să știți despre invitatul meu. Adrian Gheorghe are 35 de ani, este sau a lucrat cu o să ne lămuriți poate pe parcursul emisiunii ca economist senior în domeniul sănătății la Imperial College of London. De asemenea, are experiență de muncă în străinătate. Între 2015 și 2018 a lucrat ca economist în sănătate la Oxford Policy Management, care e o firmă de consultanță și în dezvoltare internațională, exact pentru țări precum România, cu venituri mici și mijlocii, da? Și de asemenea este posesorul unui doctorat obținut la Birmingham în 2013. Acum veți pleca din nou în străinătate după experiența asta la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau vă stabiliți în România în calitate de specialist? Mă voi reîntoarce la Imperial College, practic mi-am reactivat postul. Am înțeles. Asta înseamnă, domnule Adrian Gheorghe, că ați avut o prezență, cum să zicem, pasageră în sistemul sanitar din România, că sunteți unul dintre românii plecați în străinătate. O să vă întreb la sfârșit despre sentimentul și ideea pe care vi le-ați făcut lunile astea în care ați încercat să ajutați sănătatea din România. Asta să știți mai bine cu cine stați de vorbă. Imediat dau drumul la telefoane. Vă întreb așa astăzi la 0372069599. De ce credeți că banii nu ajung niciodată în sănătatea din România? Reușiți să vă faceți analize sau să beneficiați de alte servicii în baza asigurării de sănătate pe care o plătiți? Ați fi de acord să aveți un sistem de pachete minime, adică pachete de sănătate minime la care, după care să contribuiți suplimentar? Și de asemenea vă întreb dacă ați dori să împărțiți asigurarea asta pe care o dați la stat uneori inutil și cu alte companii care poate oferă servicii mai bune. Știu că e o plajă mare largă, e o plajă largă de dezbatere, dar cred că astăzi vom avea o imagine corectă. 0372069599. Uite, este Alin pe fir, dar îi cer un pic de răbdare, pentru că vreau să ne spuneți înainte dumneavoastră, domnule Gheorghe, așa pe scurt, de ce mereu scrie la laboratoarele alea de analize medicale că nu sunt fonduri? Este o multitudine de explicații aici și
nu trebuie să generalizăm practic de ce scrie la un laborator, poate nu e același mix de explicații, dacă doriți, ca la celălalt, dar sunt câteva considerente. Primul este bugetul pentru investigații de laborator, care, desigur, ar putea fi mai mare. În al doilea rând, este vorba de cum sunt distribuiți acești bani și de cum sunt distribuiți cetățenii care caută să efectueze aceste investigații cu trimitere, care ar trebui să fie decontate. Practic, atunci când am făcut analize pentru a înțelege mai bine în prima parte a acestui an, aveam în cursul unei luni calendaristice furnizori de investigații de laborator care își epuizau plafonul în primele zile și alți furnizori de investigații care erau în contract cu casa, care nu și le puizau până la finalul lunii. Pentru că, pur și simplu, oamenii nu știau de ei. Nu se duceau la ei. Și am avut în timpul verii, cel puțin o lună calendaristică, în care bugetul de analize de laborator la mai multe case de asigurări, pur și simplu, nu a fost epuizat. Practic nu s-a cerut. Nu spun că asta explică în toate cazurile. Deci distribuție inegală. Distribuție inegală și aici este vorba și de efortul de comunicare, de clarificare a pieței, dacă doriți, astfel încât cine vrea să-și facă analize să știe unde să poată. În virtutea activităților de marketing, renume și așa mai departe, mulți dintre noi sună în practică sau încearcă la aceiași furnizori, pe care îi știu și așa mai departe, dar mai sunt și alții. Există instrumente în acest sens, pe site-ul Casei Naționale este și s-a făcut acum mai mulți ani un portal web, dacă doriți, prin care se poate afla care sunt. Sigur, el nu funcționează în cei mai buni parametri, dar este un astfel de instrument util, însă vă asigur că astfel de situații apar. Ok, mulțumesc tare mult de explicații. Dacă sunteți de acord, trecem și la telefoane. Hai să vedem situațiile cu care se confruntă oamenii și modul în care pot fi ele explicate la, ca generalizare în sistem. Alin, mulțumesc pentru răbdare. Știți că e mai complicat la Deșteptarea României. Emisiunea aici pe Facebook, mă uit acolo și la mesaje. Alin, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, deosebit respect, salutări și invitatului dumneavoastră. Sunt onorat să intru, vă urmăresc cu interes. Cred că aș putea să punctez următoarele lucruri. Ați întrebat de eventuala cheltuire ineficientă sau chiar furturile de la Casa de Asigurări de Sănătate. Aș aduce aminte că cel puțin doi foști președinți, domnul Vasile Chiuchea și domnul Lucian Duță, au fost trimiși în judecată de DNA pentru niște, domnul Lucian Duță, pentru o mită fabuloasă de 6 milioane de euro. Repet, 6 milioane de euro. Dacă mita a fost de 6 milioane de euro, oare ce a făcut acest om pentru această presupusă mită, care este, da, să zicem așa, că de procurori? E o condamnare în primă instanță aici. Iar domnul Vasile Chiurchea, pentru un prejudiciu dat de 8 milioane de euro achiziții supraevaluate. Am dat doar două exemple. De ce nu ajung banii? Pentru că se împart cu acești 10 miliarde de euro. Casa de Asigurări de Sănătate este acel organism din România care cheltuiește cei mai mulți bani. Da. Nu are nici CNAIR-ul, nici Compania Națională de Investiții, nimeni nu are acești bani. Sunt 10 miliarde de euro care se cheltuiesc nechipzuit, pentru că dau bani și pentru spitalul nu știu, aș putea din Balș, care nu poate să dea decât un paracetamol și te trimite acasă, și dă aceeași sumă, să spunem, și pentru spitalul universitar din București. Deci când împarți fără să iei în calcul performanțele unităților medicale, acesta este rezultatul. Stai un pic. Așa se stai la telefon o secundă. Stai la telefon o secundă, că vreau să lămuresc asta. Așa e, domnule Adrian Gheorghe, adică stai o secundă, Alin, ascultă-mă și pe mine. Stai la telefon o secundă. Deci cum e împărțeala asta? Dacă merge la Balș, cum a spus ascultătorul nostru, serviciul medical plătit este același ca la Spitalul Universitar din București? Pe scurt, nu.
Legat de cum se face alocarea, criteriul istoric este poate cel mai important în modul în care sunt alocați banii la toate nivelurile. Mă refer la banii pentru care este responsabil Fondul Național Unic al Asigurărilor de Sănătate. Practic, la nivelul unității sanitare sau la nivelul superior al casei de asigurări de sănătate, cam cât a fost în trecut, în anii trecuți, plus cam care este variația bugetului în anul respectiv, se alocă aproximativ proporțional. Deci aici Alin are un unghi valid, are un punct de vedere valid, prin care, într-adevăr, nu există o formulă judicioasă de alocare. Am spus nu pentru că, de exemplu, o apendicită la Spitalul Balș nu este rambursată la același nivel cu o apendicită efectuată la Spitalul Floreasca, deoarece există niște coeficienți de ajustare care țin cont de ceea ce se numește categoria spitalului, gradul de complexitate al serviciilor. Ea a fost introdusă acum mai mulți ani și, într-adevăr, chiar dacă operația de apendicită are aceeași complexitate față de una de înlocuire a valvei mitrale, să spunem, în orice spital, există tarife diferențiate în funcție de categoria spitalelor. Da. În sensul că Floreasca primește mai mulți bani decât Balș. Alin, ai văzut că cel puțin partea asta, că nu discut acum dosarele penale, că ales cu, pe drumul lor, partea asta e, nu prea se justifică. Adică s-ar putea să fie la nivel de mită, a fost corectată, cu banii plătiți la fel la Balș și la București. Nu, eu vorbeam și invitatul dumneavoastră m-a confirmat din acest punct de vedere că ar trebui stabilite niște criterii de performanță după care se alocă acei bani. Că degeaba îmi dă 800 de lei la Balș dacă, și 1300 de lei la spitalul, nu contează, din București, dacă performanța actului medical, din punct de vedere al curățenii, din punct de vedere al infecțiilor nozocomiale, din punct de vedere al tuturor elementelor care ar trebui să fie actul de management și actul medical în sine, sunt inegale și nu sunt evaluate corect. Asta duce la o cheltuire nejudicioasă a banului public. Dar dacă îmi permiteți, aș veni că dumneavoastră ați întrebat și care ar fi situația. Păi 10 miliarde de euro cheltuiți de o casă de asigurări de sănătate, un mamut cu picioare de lut ineficient, mai bine haideți să o spargem în 4-5 case, dintre care două cu management privat, exact cum am făcut la sistemul de pensii private 2, unde există o coparticipare, știți, part banii aceia și s-au acumulat niște sume extrem de importante și acele și criteriul ăsta, criteriul de ce în 4 și de ce în 5? Nu, eu am spus, eu n-am spus, asta e că ar trebui să faci un sistem concurențial între casele acestea de asigurări de sănătate care să ofere tipuri de pachete, să ofere un tip de pachet. Dom'le, nu vreau din cei 10,5%, eu nu vreau să-i cheltuiesc, dom'le, pe toți 10,5%. Și atunci să dea omului posibilitatea să opteze către o casă de asigurare de sănătate sau alta, ci să fie pachete low, pachete medium și pachete premium. Înțelegeți? Exact cum a spus dumneavoastră și atunci casa de asigurare de sănătate ar avea interesul să atragă cât mai mulți asigurați și ar face niște servicii, ar cere niște servicii de la spitale, astfel încât eu să mă duc la spitalul respectiv să contractez, pentru că altfel spitalul respectiv se va închide. Stai un pic, să intrăm în dialog. Asta va trebui să se întâmple. Nu trebuie să finanțăm absolut pe toată lumea, că nu facem asistență socială. Facem un serviciu de sănătate care costă foarte mult bani. Hai să facem și un pic de dialog. Deci, da, scuze. Nu e nicio problemă, da? Trageți un pic răsuflarea. Domnul Adrian Gheorghe e cu noi. Deci ar merge un sistem de stat concurențial, ar putea să ne dea voie statul să împărțim banii noștri din asigurarea aia în mai multe direcții și să spunem, domnule, statule, la tine cam atât și nu știu, mai vreau cu niște companii private. Îi mulțumesc lui Alin că a ridicat tema chiar la începutul emisiunii. Cred că e util să o abordăm măcar un pic, pentru că sub o formă sau alta e legată de alte teme de care m-am mai lovit și eu în discuții. Nu suntem nici singurul sistem al asigurării sociale de sănătate care are plătitor unic, adică o casă.
La fel cum sunt, desigur, modele care au mai multe case de, de asigurări pe un model similar cu al nostru. Sunt avantaje și dezavantaje în ambele tipuri de modele. Avantajele legate de meritele concurenței au fost sumarizate de Alin, nu le reiau. Cred că discuția trebuie să aibă în vedere două planuri. Unul este că o astfel de decizie de mișcare de politică de sănătate, spargerea monopolului plății în sistemul de sănătate, este o decizie eminamente politică și o spun asta într-un înțeles foarte rarefiat și constructiv al termenului. Nu mă refer la, nu iau derizoriu, nu este politică de partid, ci e o decizie de politică care trebuie să aibă în vedere stadiul de dezvoltare al societății, ce se dorește și să se traseze o direcție. Nu este o, pare o problemă tehnică. Nu este. Pentru că numai o asumare politică poate să se asigure că o astfel de direcție, cu eventualele consecințe pozitive și negative, sunt acceptabile de către populație. Ce ar fi negativ aici? Adică ce se poate întâmpla? Aici ajung, și acesta este al doilea punct pe care, la care voiam să mă refer. Primul este să nu subestimăm componenta politică de cel mai înalt nivel. Al doilea este că aceasta este, practic, în viziunea mea, o problemă de implementare. Succesul unei astfel de măsuri va ține, va sta exclusiv în cum va fi implementată. Ori asta nu ține de design, ci ține de cum se va gândi calendarul implementării, cine va implementa, pentru că, să nu uităm, noi nu avem o foaie albă în care ne decidem acum ce fel de sistem de sănătate avem. Avem un sistem de sănătate, ne nemulțumesc niște lucruri la el, unele lucruri merg, multe nu merg și trebuie să schimbăm. Trebuie să schimbăm din mers. Nu poate pune nimeni România pe pauză sau sistemul românesc de sănătate pe pauză pentru a schimba arhitectura. Din acest punct de vedere, cred că trebuie să fim foarte atenți și să învățăm de la țări care au trecut prin tranziții similare, nu de o magnitudine colosală, dar similare, apropiate de spațiul geografic al nostru, Europa Centrală și de Est, pentru că avem niște exemple în acest sens care au făcut pași în direcția asta, și să vedem cum putem creiona această implementare. Pentru că, pe același exemplu, sunt exemple de liberalizări ale pieței în România, unele foarte recente, altele în trecut, în care s-a pus exact aceeași întrebare. Ce poate merge rău cu concurența? Și ce a mers rău? Ce, dați-mi un exemplu ca să înțeleg pe aici. Mă refer în această perioadă la liberalizarea plății de energie. Exemplu. Am înțeles. Bun. Mulțumesc tare mult, Alin. Hai să-l auzim pe Aurelian. Salutare, mulțumesc pentru răbdare. Știu că durează mai mult, dar asta e situația la Deșteptarea României. Încercăm să facem un dialog între ei. Salutare. Aurelian? Salutare, scuze, vorbeam cu colega. Mă ruga să mai rămân, chiar mă pregăteam să închid. Uite, ți-a venit rândul. Te rugăm. Bună ziua. Și bună ziua și domnului invitat. Întâmplarea sau, eu zic, șansa face să lucrez în domeniu de mult timp și am activat de toate fețele baricadei, ca să zic așa. Am văzut ce înseamnă o licitație, am văzut unde se duc bani, am văzut câți bani mi se iau mie din salariu și atunci și acum și am văzut și cum se investesc. Cred că asta e o altă discuție de acum. Okay. De ce trebuie să avem tot timpul discuția asta? Nu știu. Deja se știu multe. Nu știu cât de tare vor să se facă sau să se... Dă-ne exemplu, prepare. Adică du-ne la concret, să vedem care e lucru care merge cel mai prost. Nu știu dacă sunt eu în măsură să spun că sau să arăt cu degetul care e lucru care merge cel mai prost sau nu. Dar am văzut diferențe între consumabile cumpărate din farmacie versus consumabilele care se achiziționează în unități. Am văzut câți bani se iau mie din, pentru sănătate în condițiile în care n-am apucat să mai fac un control de ani de zile, doar controlul anual care trebuie la servicii. Am văzut că se aduc
tot felul de utilaje și de aparate și nu se și după ce aflăm știri că nu mai rezistă infrastructura. Am văzut că sunt oameni care vin și vor să facă ceva, respectiv invitatul dumneavoastră de astăzi, dar după care pleacă înapoi dezamăgiți. Și asta e o... Pleacă că nu mai are funcție. Adică, acum nu știu dacă e dezamăgit sau nu, dar actualul guvern nu i-a mai prelungit, nu i-a mai prelungit mandatul, că poate ar mai fi rămas. Dar acum am o curiozitate. În momentul în care se fac achizițiile respective, cam care e diferența între ce s-a achiziționat în spital pe canalele cunoscute și farmacie? Că asta ai spus, că ai văzut lucruri la prețuri diferite. Cât de mult? Semnificative. Semnificative. De 2-3 ori mai nu mult? Face. De 10 ori mai poate mult? Poate chiar mai mult. Poate chiar mai mult. Am auzit astăzi o sumă, deci medicamente cumpărate de urgență, că, mă rog, nu mai erau pe canalele binecunoscute, la preț de 20 de ori mai mare. Nu m-ar mira. Ok. Da, asta e aici, chiar aș vrea să înțeleg un pic. Îți mulțumesc tare mult, Aurelian. Spor la treabă. Vreau să înțeleg un pic, Adrian Gheorghe. Deci, se fac contractele obișnuite pentru achiziții de medicamente, da? La un moment dat... Această temă ține aproape exclusiv de managementul spitalului, da, Casa Națională... Puteți să aveți un ochi. La un moment dat știu că nu mai pot cumpăra și se cumpără pe un sistem de urgență cu prețuri mult, mult, mult mai mari. Care-i... Da, din nou aș prefera să nu mă pronunț, deoarece nu am avut de-a face direct și chiar dacă au existat situații în care, desigur, s-a ridicat acest argument, bine, dar casa plătește până la urmă, mandatul legal este construit de așa natură încât Casa Națională nu poate verifica modul în care au fost făcute aceste achiziții. Aha, dar cine, chiar apropo, cine verifică asta dacă se fac chestiuni de genul ăsta? Fiecare, în cazul spitalelor publice, fiecare spital public este în subordinea unei entități, fie Ministerul Sănătății, fie Autoritate Publică Locală. Deci, Consiliul Local, Consiliul Județean. Da, dumneavoastră, pe acte puteți vedea ce achiziții fac oamenii ăștia? Pentru anumite tipuri de servicii finanțate într-un anumit fel... Există, într-adevăr, se poate, dar nu pentru... Și casa ar avea atribuții așa să le deschidă ochii și altora, să-i zică... Este desigur interesată ca plătitor, însă, din nou, mandatul legal e construit de așa natură încât alte instituții au competență pe acest. Bun, dar să zicem că eu, uite, duc lucrurile mai încolo. Dacă cineva din casă vede, păi ăsta a cumpărat niște medicamente la niște prețuri de-mi stă mintea în loc sau un instrumentar, Nu i-am dat, adică i-am dat bani, dar nu știu de ce face achizițiile cu banii ăștia la prețul ăsta, poate să îl tragă pe președintele Consiliului Județean, pe Ministerul Sănătății, pe primarul, una cui subordinei, spune, băi, te uiți un pic să vezi ce risipește omul acolo? Sigur, dar nu doar pentru acest tip de situație. Atunci când sunt constatate posibile... Că știți ce vorbim, despre... Da. Fraude sau posibile fraude vorbim aici. Când există suspiciuni sau unele fapte nu sunt neclare, desigur, sunt sesizate în mod formal și aici nu există niciun fel de opreliște autoritățile respective. Însă, da, din nou, partea de achiziții care se fac în spitale și știu că este o temă importantă, nu este în principal prerogativul casei. Raluca, salutare, bine ai venit la Deșteptarea României. Mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua din nou. Am mai fost săptămâna dată. Doamna doctor. Da, eu sunt, nu știu de care parte barecade, cred că sunt la mijloc undeva. Ia să vedem. Am sunat să răspund la niște chestii. Bine, eu nu mă pricep la achiziții, nu știu cu fondurile, știu doar atât. Că nu peste tot scrie, nu mai sunt fonduri și dacă nu mai sunt, noi nu suntem niște asuritiți care nu vrem să vedem oamenii sau să le recoltăm analizele. Pur și simplu, s-au terminat, nu vă puteți imagina ce coste fac la analize de la 5 dimineața de niște persoane care nu au somn ce să le faci și se bune, stau și câte 100 în primele 10 zile ale lunii, pentru că, sigur, se face cu programare, dar se întâmplă să recomandă urgență și niciodată nu se spune nu când este urgență. Se întâmplă să fie de la mama ciorilor și zic că am 100 de ani, nu pot să mai vin, bă, așa, și se epuizează fondurile. Dar eu nu văd nicio problemă de ce e cu programarea asta. În toată lumea asta se face cu programare. Și da, poți să ai mâna ruptă și să îți fac radiografia peste o lună. Nu e bine.
ca în toată lumea asta se întâmplă și mai crâi nimeni. La noi, în schimb, bate din picior pacientul și zice că sunteți afurisită, că nu vreți să mă vedeți. Am pățit-o de nenumărate de ani și puton de panic, că era să o bătaie de două ori. Deci, și nu sunt afurisită, zău, văd pe toată lumea posibil, în limita legalității, deși mi-am depășit limita legalității de câteva ori, pentru că sunt de treabă, sunt drăguță, omul are 100 de ani bolnav și mi-am luat și amendă pe demanța și rău am făcut, asta e treaba. Iar nu înseamnă, da, nu știu cum să cheltuie banii, nu e treaba mea, eu sunt doar un medic, da? Doar un medic care prestează aceste servicii și asta este. Nu văd nicio problemă cu programările, doar că omul la noi nu e obișnuit decât la coafor. La coafor nu vreau de personal, sunt 35 minute, că e părmeona sau la restaurant. Stai o secundă, Raluca, tu lucrezi în spital, în policlinică, în spital. Da, știți că policlinicile, ambulatoriile sunt integrate cele mai multe. Bun, deci, și acolo nu aveți un sistem de consultații. Nu aveți un sistem de programări la consultații să poată să vină omul. Da, știți ce ar... Da, sigur că da. Doar că jumătate din programați vin când au ei chef. Și noi nu avem o secretară, că știți, nu poți să ai o secretară care să managerieze toată treaba asta. Și programezi tu. Și omul zice, doamnă, dar eu am adormit, am auzit. Doamnă, da, și zic, doamnă, dar este un telefon pe care trebuie să-l folosiți, să spuneți că nu mai veniți. Da. Dar scuză-mă un pic, că eu vreau să înțeleg, asta ține și de voi, adică voi la ambulatoriu sau spitalul respectiv, vă puteți organiza chestiunea asta, nu? Adică... Da. Păi da, și... Da, programat. Ne luăm numai... Dar mi se întâmplă și la privat, să nu-ți vină și să zic, am uitat. Bun, aia cu cei care au uitat, dar cei care vin peste rând nu poți să-i spui la un moment dat, doamne, nu ești programat astăzi, nu poți să te văd. Decât... Sigur că da. Așa, și ce sunt? Sigur că da, știți, domnul Triblea, eu sunt o doamnă blondă, cu păr lung, așa, care era să mănânce bătaie de vreo 3 ori, de asta am buton de panică, pentru aceste motive. Nu ne... De zău, uneori pot, uneori nu pot. Sunt niște limite și, bineînțeles, ține de contractul cu asta, ca să mai spun că ești și tu om, ai o limită, atâta poți să faci. Nu, și oamenii nu înțeleg. Că, da, sunteți afurisită, vă trebuie șpagă, vă trebuie aia. Încerc să nu pun la suflet toate astea, pentru că nu are nicio legătură cu realitatea, dar este foarte greu să disciplinezi niște oameni și nu-i vorba de cei în vârstă. Nu-i vorba, sunt foarte mulți tineri care bat din picior, care zic, doamne, eu când am fost în Italia, m-am luat primul. La ce? La piață? De obicei, așa, știți? Nu-i chiar așa. Stai, și aruncă niște vorbe... Haideți un pic, stai un pic cu mine, Raluca, Adrian Gheorghe aici cu mine și încerc să lămuresc, da? Asta e vorba de instituția listei de așteptare, da? Avem în România instituția listei de așteptare la privat. Funcționează binișor, da? În spitalele stat, de ce nu poate funcționa instituția listei de așteptare? Pentru că... Instituția listei de așteptare există fără îndoială, atât informal cât și formal. O problemă nerezolvată care generează foarte multă nemulțumire este aceea că sistemele de management al listei de așteptare sunt separate și nu comunică între ele. Nu există un management integrat al listei de așteptare, ca să se vadă exact din momentul în care ai primit trimitere, pe unde te-ai plimbat, cine ce ți-a zis, ce rezultat ai avut, dacă pe baza lui ai fost internat sau nu. În acest moment este un mozaic de listuțe, documente și sisteme separate pe care fiecare furnizor de servicii medicale o ține pentru el, că trebuie să aibă o evidență, și este foarte greu de construit o imagine de ansamblu care să-ți permită să iei niște măsuri și să spui, stai așa, domnule, că aici e o problemă. Acest sistem este în pregătire, este un proiect european, un proiect pe fonduri europene la care Casa Națională este lider de asociere și care va dezvolta în următorii 3 ani un sistem integrat informatic de management al listei de așteptare și al tuturor și cum formularisticii medicale, care să îl integreze și cu platforma informatică deja existentă, astfel încât pe de o parte să fie mai puțină birocrație și pe de altă parte să se știe foarte clar cine, când, unde are programare, dacă se poate muta programarea fără 700 de telefoane pe la fiecare clinică, mă primiți joi, nu, la 2, la 4 și așa mai departe, astfel încât lucrurile să fie mult mai ordonate. Stați un pic, explicați-mi un pic sistemul. Deci, ai o problemă, te duci la medicul de familie, da? Da. Trimitere, da. Și de acolo începe programare sau trebuie să... Nu,
În acest moment, medicul de familie îți dă o trimitere, o hârtie pe care tu o iei în buzunar, ieși din cabinet și începi să faci shopping, cu alte cuvinte, să te duci să-ți primească trimiterea. În momentul în care găsești un furnizor de, să zicem, analize, te-a trimis la un RMN sau zice, da, am fonduri, vină, el ți-a luat trimiterea și în momentul ăla apare trimiterea în platforma informatică. Și sistemul pe care îl propuneți ce o să schimbe? În momentul în care medicul de familie îți decide că este nevoie să-ți facă o trimitere, ea se va înregistra automat într-o platformă informatică, se va putea face programare automat. Așa. Furnizorul știe că o să-i vină cineva, nu așteaptă, nu stă cu ochii pe ușă, ci va ști direct din platformă cum să-și planifice activitatea. De asemenea, se va face și managementul refuzurilor și așa mai departe. Asta cum rezolvă problema Ralucăi, care are oameni veniți de la țară, claie peste grămadă acolo și alți oameni care bat din picior la ușa policlinicii sau spitale? Desigur, în funcție de designul final al acestei soluții, se vor putea dezvolta mecanisme de comunicare inclusiv cu asiguratul, cu pacientul, care să introducă mai multă ordine, pentru că în acest moment Raluca în fața mesei este doar cuvântul ei împotriva cuvântului celui din față, fără să existe nicio altă autoritate care să spună, îmi pare rău, ați fost deja programat automat în sistem la ora asta, s-a terminat. Da. Raluca, mulțumesc tare mult. Ia. Stați să vă mai spun ceva, doar atât. Suntem în stat social și 60% din populația pe care o consult eu este cu ajutor social, are 40 de ani, o grămadă de mușchi și mi se bat eu, că nu muncesc, nu fac nimica. Și au aceleași drepturi cu cei care plătesc o grămadă. Și îmi vine prietena mea care a plătit peste tot ca asigurată, că este și în privat și la stat și are și un bilet de trimitere. Zic, draga mea, îmi pare rău, dar s-au terminat alea, te văd peste 3 luni. Nu-i așa? Că asta fac. Pentru că vine și de la, mă rog, nu o să fiu rasistă, și îmi bat din picior și zic, doamnă, dar eu nu pot mai aștept, mă dar urechea de 5 luni. Și sunt de 5 luni, e urgentă. Aha, și pe-aia mă așteaptă țiganii la colț și, mă rog, ajungă sau nu așa. Las că și români. Da, eu înțeleg. Da, mulțumesc tare mult. Cât e, ați locuit în Anglia, o să mai locuiți în Anglia, cam cât e durata rezonabilă de așteptare pe o listă de asta? Că în Anglia să chiar funcționează listele alea. Depinde foarte mult de tipul de investigație, de severitatea afecțiunii și așa mai departe. Ceea ce funcționează acolo este că există un algoritm de al listelor de așteptare în funcție de severitate și așa mai departe. Deci ține mai puțin de înțelegerea, empatia, discreția unui anumit medic sau un funcționar din fața ta. Pentru investigații de înaltă performanță se așteaptă de ordinul lunilor, iar pentru operații elective, practic care nu pun în pericol viața sau una dintre funcțiile vitale, se poate aștepta și peste un an. Aha. Liviu, salutare, ești la Deșteptarea României. Alo, salut! 51 de ani, cetățean român, niciodată plecat în străinătate să muncească. Am muncit numai în România, am cotizat și cu bani mulți și cu bani puțini. Am lucrat numai în privat, niciodată la stat. Mă bucur că ai abordat subiectul ăsta, dar îmi place că intră cetățeni, cum a fost doamna doctor de mai devreme, foarte simpatică, dar care a deturnat total subiectul acestei emisiuni. Ia să vedem. Apreciez foarte mult pe primii doi vorbitori, sau chiar și pe al treilea, care au vrut să puncteze direct pe problemele dureroase ale sistemului. Să știi că, știi că listele de așteptare și modul nu în care... Listele de așteptare e problema cheltuielilor exagerate de mai din sistemul medical. Aceasta este o problemă a utilizatorului de servicii medicale, care se răspânge cumva invers. Adică nu se prestează servicii medicale, nu pentru că nu avem capacități, ci pentru că banii s-au cheltuit deja în altă parte. Și lasă-mă să spun doar trei lucruri care mi se par importante. Nu știu dacă... Și apoi poate și o întrebare pentru domnul Alin, invitatul tău. Am avut ocazia să aflu cât costă o zi de spitalizare în Anglia, la un spital destul de interesant în Londra și vă spun tuturor, e 600 de lire sterline. Nu știu dacă dumneavoastră știți cât este o zi de spitalizare și mă refer aici exclusiv la cazare, atenție, într-un spital din România de stat. N-am ajuns cu... De la 300 de euro în sus. 300 de euro cazarea pe zi?
Nu, no, stați un pic, da, că nu... Doar cazarea. Domnul Alin vă poate confirma... Adrian Gheorghe, da. Cât stați... Domnul Gheorghe, cât 300 de euro? Nu. La spital de stat? Depinde foarte mult. Nu am niște date precise în sensul ăsta. Acestea sunt ale spitalului, dar mi se par niște numere foarte mari. Nu spun că nu este posibil la unele spitale de, să zic, categoria 1 sau mai sus, în anumite tipuri de... Atâta costă și la Regina Maria sau la oricare alt spital de... Stați un pic, depinde pe ce se duc acei 300 de euro. E vorba despre cazare. Încă o dată vă spun, cazarea înseamnă un pat, nu vorbesc de terapie intensivă. Am înțeles asta. Despre spitalizare, cazare, stat pe un pat la un spital de stat. Din București, și din Galați, și din Brașov, și de oriunde vreți dumneavoastră. E foarte simplu, Cătălin, să-ți dai seama de unde vine această problemă pe care a spus-o un coleg, un antevorbitor. Sistemul medical consumă cantități uriașe, nu numai în România, în toată lumea, de bani. Problema este că la noi banii ăștia se duc pe apa sâmbetei. Pentru că, așa cum spunea doamna de dinainte, care a deturnat de altfel subiectul, cum mai, o mai spun odată, oamenii nu pot beneficia de servicii medicale, nici de calitate, nici la timpul potrivit. Nu vreau să intru în detalii despre o fractură de șold la Satu Mare, care nu se poate opera decât la Timișoara, la Cluj, la București, probabil, ca urmare a unui accident rutier, care se poate opera probabil peste un an de zile. Că nu mai e o urgență. Până atunci poate se repară sau, Doamne ferește, și mai rău decât atât. Dar, cum spuneam, cheltuielile sunt exagerat de mari, cheltuielile administrative, că de fapt un pat în spital costă 300 de euro numai pe partea de administrative, clădire, personal, auxiliar și mai departe. Frauda este fabulos de mare și eu nu știu de ce suntem așa cu mănuși a discutat asta cu domnul Alin. Deci a fost șef acolo. Adrian Gheorghe, în sistemul privat, în sistemul de asigurări, dar nu medicale, ci celelalte asigurări. Știu foarte bine cum funcționează sistemele, pentru că există și asigurări de sănătate private. Așa. E o mare diferență între un serviciu medical pe privat, acolo unde managerul se uită la fiecare secundă la care un pacient stă în plus sau se consumă resurse pentru el, și sistemul de stat unde nimănui nu-i pasă de ce se întâmplă cu banii ăia. Adică, cu exemplu, ca să... Cu exemplu că, sigur, așa, la nivelul ăsta putem spune orice, că luăm un exemplu de undeva, luăm o fraudă. E 300 de euro. Da, și invitatul meu a pus un semn de întrebare asupra acestui exemplu. Nu cred că în toate spitalele din România ai 300 de euro. N-a avut curiozitatea să verifice. Dom'le, atunci când ești manager la nivelul ăsta, măcar o dată în viață, în mandat, cer și tu, arătați-mă și mie un decont de la un spital. Arătați un decont de spitalizare pentru o bronșită. Vreau să văd și eu din ce este compus. Da? De aici pornește Cătălin problema. Niciunul din managerii care vine de sub... Eu nu am nicio problemă, domnul Alin, sunt convins că e un tip extraordinar. Da, vă rog, concentrați-vă un pic pe invitatul meu, îl cheamă Adrian Gheorghe. O zi de spitalizare, de exemplu, la Spitalul Militar, 383 de lei, Bine, o să trimit poze. Trimitem poze, da, când spui 300 de euro, când spui 300 de euro și te referi la toate spitalele din 1400 de lei, zilnic nu poate să fie acest preț în toate spitalele din România. Poate să fie într-o conjunctură. Bine, am spus că București, orașele mari, Galați, Brăila... Da, și... Bun, și sigur, aici încercăm să facem o discuție în care să nu folosim multe mituri, să spunem așa. E Dar posibil să... despre mituri. Ai fost să iei medicamente cu sau fără trimitere, cu sau fără compensare, dintr-o farmacie care își face publicitate în prime time și dintr-una care trăiește așa la nivelul unei funcționări normale, decente, ai văzut care e diferența? Gândește-te că diferența aia de preț este subvenționată de Casa de Asigurări de Sănătate. Sunt convins că sunt chestiuni de genul ăsta. Cam asta este povestea banilor care se... Mulțumesc mult! Uite, te confirmă cineva pe Facebook, un domn Adrian Petre spune că în 2020 a plătit la o zi de spitalizare la Satu Mare 1300 de lei.
Mă rog, probabil că n-a plătit el, probabil că i-a apărut pe de contul acela care se dă. Eu o să-ți trimit pe Facebook... Ți se prezintă, după o zi de spitalizare, ți se prezintă un formular, adică vezi tu ca pacient ce au cheltuit oamenii cu tine, despre asta vorbim. Da, mulțumesc că tare mult, vă dau dreptul la un răspuns, că a fost o tiradă foarte lungă, așa, Adrian Gheorghe. Sunt foarte multe arii, adică nu pune nimeni sub semnul îndoielii faptul că există multe zone în care eficiența folosirii banului public poate fi, nu că îmbunătățită, ci îmbunătățită major. Aici avem nevoie, cred eu, de mai multe date transparente pentru a lua deciziile care se impun, pentru că, din nou, o decizie de politică publică pentru a corecta lucrurile, toate, să spun, neajunsurile, e destul de greu de formulat. Mi s-a părut foarte interesant acest exemplu al zilei de spitalizare. Nu aș vrea să rămână nerezolvat. Deci, din fond, Fondul Național Unic al Asigurării Sociale de Sănătate cheltuiește aproximativ, din 45 de miliarde, aproximativ 10 miliarde pentru spitale generale. Dintre acestea, majoritatea, cea mai mare parte a sumelor, merge către spitalizări acuți, deci nu cronici, sanatorii și așa mai departe, ci, să zicem, operații, internări, investigații și așa mai departe. Într-un an normal, deci într-un an prepandemic, ultimul 2019, am vorbit aproximativ de 21 de milioane de zile de spitalizare acuți în România. Să zicem 20 de milioane. Dacă împărțim 9 miliarde și jumătate, să nu zic 10 miliarde, hai 9 jumate la 20 de milioane de zile de spitalizare, media vine cam la 450 de lei pe zi. Pe zi de spitalizare. Deci vorbim macro aici. Uh-huh. 450 de lei în România pe zile de spitalizare, pe zi de spitalizare care include cazarea plus medicamente. Aceasta este o medie. Sunt 700 de spitale în România, dintre care vreo 370-380 publice. Desigur că există variații între ele și este foarte posibil să există spitale sau anumite secții care unde 1300 de lei sau cât a fost invocat este plauzibil. Însă aceasta nu este o cifră care să mi se pară reprezentativă. Da, avem aici, că între timp mai culegem date, deci la Galați, de cont de cheltuieli, 963,8 lei pe noapte, nu-mi dau seama ce persoană asigurată, 3 zile în spitalul de urgență Galați, da, și mai avem de cont în 2020, de, ăsta e interesant, 1665 de lei pe noapte, deci 350 de euro pe noapte, la Spitalul Floreasca, pentru un infarct. Deci... Nu este cazare. Da, nu e cazare sau cum? Nu, așa apare de contul. Deci, 9.990 de lei, 10.000 de lei. Ce mai e pentru 6 nopți? Da, asta înțeleg că nu e numai cazare, ca să înțeleagă lumea. Adică... Nu știu care sunt detaliile documentului. Da, la microfon, vă rog frumos. Nu știu exact care este documentul. Dacă e un document prezentat de revista Newsweek la un moment dat, deci zice așa, tratament de 600 de lei, cazare de 350 de euro pe zi, e un caz din 2020. Din nou, nu spune nimeni că nu sunt posibile astfel de situații. Sunt posibile, dar cred că nu sunt reprezentative. Uh-huh. Okay. Și am arătat cum nu sunt reprezentative. Pentru că media e foarte departe. Bun. Cristina, salutare. Bine ai venit la Deșteptarea României. Bine v-am găsit. Am așteptat și l-am ascultat pe antevorbitorul meu. Am lucrat în sistem și am făcut fișe de decont și la vremea aceea au trecut doar 2 ani, dar era 289 ziua de spitalizare, 14 lei regimul de masă, deci mi-e greu să cred că s-au dus atât de mult în sunt sus. Și, numai și. Că, adică sunt cazuri da, și cazuri. Se pare, da, ziua de spitalizare, cazarea este separată, medicamentele sunt... separat, auzi. Investigațiile sunt separat, intervențiile, dacă e cazul, să-ți spun sunt separate. Ceva. Cei 289 de lei ai tăi și cu 990 de lei de la spitalul din Galați se duc la media de 450 de lei. Acum, asta e. Da, hai că, da, nu deci de asta e. Voiam să intru. Te rog.
despre, mie mi se pare așa, că e o discriminare pentru cei care în 20 de ani de cotizare nu au nevoie niciodată de un remenet. Doamne ajută, bine că n-avem nevoie. Dar în momentul în care avem nevoie odată, nu putem să-l facem, pentru că așteptăm 3-4 luni, între timp poate avem și intervenția chirurgicală și atunci s-a dus. Știi ce vreau să spun? Să știi că... Pe de altă parte, nu mi se pare corect ca cei care nu cotizează deloc să aibă prioritate și parte de medicație de sute de mii de lei, adică, Doamne ferește, oncologie, TBC, dializă, sunt segmente și toți avem dreptul la servicii de sănătate, dar toți ar trebui să contribuim măcar cu un minim. Așa cum ne ducem să ne cumpărăm pâinea zilnică, așa cum ne ducem să cumpărăm, nu știu, o bomboană, ar trebui să punem și un leu la sănătate. Stai un pic aici cu noi în telefon, pentru că asta atinge o problemă pe care noi românii nu vrem să o vedem. Și anume, de câți bani plătim, tindem să ni se plătească tot înapoi. Și atunci vă întreb, aici e chiar o opinie politică, Adrian Gheorghe, pentru că dumneavoastră ați fost pus să administrați un sistem, dar aici trebuie să vină decizia politică. Nu cumva ar fi mai cinstit față de toți cetățenii cotizanți ai acestei țări să existe pachete de sănătate cu un minimum mediu, un maxim, funcție de cât plătești, chiar dacă faci asta la stat? Întreb. Sigur, este o variantă, ea se întoarce la unul dintre punctele pe care le-am pus în discuție mai devreme, depinde de ce vrem, de ce fel de sistem de sănătate dorim. El a fost creionat, să spun, la începutul anilor 90, în jurul anilor 2000, deci Casa Națională de Asigurări de Sănătate, fondată în 1999, toată discuția privind arhitectura sistemului a fost condusă undeva în jurul lui 1995. S-a optat pentru acest model. Nu oprește nimeni pe nimeni ca în anul 2021, să spunem, să avem o nouă discuție privind măsura în care arhitectura sistemului mai corespunde cu valorile de, cum spune doamna acum, solidaritate. Practic, problema pe care o ridică doamna care e cu noi în direct, așa cum o văd eu, este nemulțumită de modul în care este implementat principiul solidarității în acest sistem. Deci el poate fi ajustat. Sunt oameni care cotizează foarte mult și primesc foarte puțin. Aia e problema sau invers? Sigur, poate fi avută o discuție pe această temă. Cine ar avea de suferit? Românii cu venituri mai mici, nu? Dacă s-ar schimba sistemul ăsta al solidarității, cei care au venit mai mici ar avea de suferit. Orice sistem de asigurări în general din lume și orice sistem de asigurări sociale de sănătate este bazat pe un principiu foarte simplu. Cei care plătesc și nu au nevoie îi subvenționează pe cei care plătesc mai puțin sau nu plătesc și au nevoie de servicii. Și la asigurarea de mașină și la asigurarea de viață funcționează același principiu. Știu că nu e rostul dumneavoastră să spuneți, dar cum ar fi cel mai bine pentru România în starea actuală? Vă cer o opinie personală. Eu mă uit mai puțin la elemente de design, ca să spun așa. Aș vrea să plec de la câteva probleme asumate pe care să încercăm să le rezolvăm. Cred că foarte multe lucruri ar merge mai bine în sistemul românesc de sănătate dacă măsurile de politică publică ar fi implementate mai bine și coerent. Aha. Aproape indiferent de tipul de măsură. Sunteți foarte diplomat, adică mai puțină risipă, mai puțin furt, mai umblați pe acolo. Cristina, mai ești cu noi? Da, mai sunt și l-ascultam. Eu nu am spus să nu plătim, să plătim toți, pentru că toți. Deci eu nu am zis că cei care plătesc mai puțin să beneficieze de servicii mai puține sau să aștepte cumva pe o listă de așteptare mai mult, ci cumva să fim toți obligați să plătim, astfel încât și veniturile să fie mai mari, astfel încât și numărul celor care beneficiază de investigații să fie mai mari. Adică dacă se face o statistică, da, corectă, din sistemul sanitar, nu știu dacă cumva, nu vreau să exagerez, dar 50% dintre cei care au beneficiat de servicii, cu ghilimelele de rigoare, de urgență, care au implicat tomografii, remene,
ecografii, consulturi cardiologice, hematologice, gastroenterologice, care au ajuns ulterior în diverse comisii, au plătit vreodată un leu la sistemul sanitar. Bună observație! Bună observație, da. Pentru că la noi consultul de ambulatoriu în multe situații s-a mutat la camera de gardă. Da? Și aici fac abstracție de pandemie, deci gândiți-vă că, mă rog, discuția e la nivelul general și în absența pandemiei. Da? O grămadă de oameni se duc la camera de gardă și sunt trecuți pe foaie cu ce? Internare de zi sau la urgență? Nu, nu de zi, la urgență. La urgență. Într-adevăr. Utilizarea serviciilor de urgență a crescut în ultimii ani, dar lungul multor ani, și este probabil corelată cu faptul că atunci când încercăm să surprindem care este nevoia de servicii, măsura în care nevoia de servicii medicale nu este satisfăcută a rămas relativ constantă. Așadar, probabil că serviciile de urgență absorb, compensează o mare parte dintre cei care în mod normal, poate ar urma calea pe care o urmăm da, toți, că dar atrași zile, acolo. Da. Mulțumesc tare mult, Cristina, încerc să mai fac loc unui ultim telefon, căci e târziu de acum. Eu aș puncta doar în timp ce luați următoarea întrebare, eu am început să fac o astfel de situație în ultimele luni, care să răspundă exact la întrebarea pusă de Cristina. Cei care contribuie și beneficiază. Și pentru palierele de servicii de bază, medicină primară, ambulator, spitalizare generală, nu vorbim de program oncologie sau lucruri foarte complicate, ci de palierele de bază, o mare parte dintre cei care contribuie și beneficiază. Nu este, practic, nu vorbim de un 5-95% în care... Da, cât? Vorbim de mai mult, 20-30% din cei care, cel puțin, diferă, desigur, uh-huh. dintre cei care, din 100 de oameni, să spunem, care merg plătesc. La medicul de familie, așa, 30 și plătesc. Da. Ok. Bun, ăsta e un indicator bun, adică aș gândi că... Este, și asta, de asta analiza nu s-a finalizat, deci era preliminară în acel timp, n-am apucat să o finalizez, însă aceasta e o discuție pe care trebuie să o avem exact cu întrebarea pe care ați spus-o. E mult sau e puțin? Nu știu, nu are nimeni o marjă corectă, adică, ideală, da, nu, dar trebuie să discutăm. Dacă inversați raportul din 100 de oameni care merg la medic, 70 nu plătesc. Pentru că sunt pensionari în mare. Cred că, de fapt, asta e una dintre explicații sau că exact. Au nevoie mai multă. Și, da, asta sigur. Nu știu dacă e corect sau nu, dar la un moment dat vom fi și noi pensionari. Și nu știu dacă vom mai putea plăti. Sigur, discuția e foarte complicată. Codrin, tu încheie deșteptarea României și îți mulțumesc pentru răbdare. Salutare! Bună ziua! Te ascultăm! Voi veni foarte rapid cu două exemple, foarte repede, care sunt predătate între prea. Am fost într-un spital de urgență, în Cluj, un spital foarte bun. Cu o problemă, mi s-a pus o perfuzie, un calmant, nu s-a întâmplat nimic în bine. La final mi s-a zis, ok, du-te la privat. Mi s-a pus scrisoarea medicală în mână, într-un bun, ușa e acolo. Nu exagerez absolut deloc. Iar al doilea exemplu, am nevoie de o operație zilele acestea, lunele acestea. Doctorul cu care o voi face lucrează și la spitalul militar. Nu o pot face din cauza situației actuale, că nu are apata să că nu e voie. Și dânsul mi-a dat două variante. Ori o facem la privat, ori așteptăm să o pot face la stat. Mai mult ca sigur, voi face la privat tot cu dumnealui. Bun. Întrebarea mea e următoarea. De ce nu s-a dorit în urmă cu 3 ani, cred, când PSD a avut această inițiativă, acea privatizare a sistemului medical? Bine, se numea privatizare, dar nu e chiar același lucru. Adică, eu să pot merge la privat oricând, să-mi fac investigații, analize, operații, nu contează, iar statul să vină să spună, ok, pentru asta noi putem de conta atât, diferența o pui tu. Culmea că se poate face, stai o secundă, culmea că se poate face, dar o să-ți explice domnul Adrian Gheorghe până unde și cam cât. Stai o secundă că e important pentru foarte multă lume ce o să auzi acum. Vă rog. Okay. Mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, acea prevedere la care faceți referire, inițiată prin 2017, a devenit operațională de la 1 iulie 2021 pentru spitalizări acuți. Practic, în acest moment, se poate merge, oricine poate merge la un spital privat,
care are contract cu o casă de asigurări de sănătate și să-i se spună, uite, eu vreau să-mi fac cum ați prezentat, să-mi fac operația la voi și îi vor spune, ok, Fondul Național Unic al Asigurării de Sănătate, casa, suportă X lei, la noi costă X plus Y lei, dumneavoastră acoperiți diferența de Y lei. Prevederea, conform legislației în vigoare, dacă nu mă înșel, presupune ca extinderea acestui mecanism către ambulatoriu, respectiv consultațiile la policlinică și analizele de laborator, să înceapă de la anul viitor, 2022. Deci te vei putea duce și, atenție, vei putea cere o ofertă care e valabilă 5 zile, să știi, la spitalul respectiv. Da. Acum însă eu am să spun altă întrebare apropo de ceea ce constatai, Codrin. Medicul tău operează același lucru și la stat și la privat. Dacă n-ar fi fost pandemie, acum nu poate să opereze la stat, că, mă rog, are rețineri de pandemie sau ce reguli ar fi acum. Dacă ar fi fost în afara pandemiei, unde ai fi preferat să fii operat, la stat sau la privat? Sincer, mă interesează medicul mai mult decât locul, deci aș fi mers la stat, pentru că și dumnealui a insistat pentru stat, așteptăm să treacă valul 4-5 și reglementările, modificările, să mergem la stat. Adică intenția dânsului a fost cea mai bună din start. Este ok. Întreb dincolo de gestul medicului tău, este ok ca el să lucreze și la stat și la privat exact același lucru? Desigur. Nu văd de ce nu ar face atât timp cât programul îi permite. Cred că toți avem dreptul să avem 2-3 joburi. Oprește-te o secundă. E ok, domnule Adrian Gheorghe, să lucreze și acolo și acolo? Părerile sunt împărțite aici. Într-adevăr, în acest moment în România este legal. Este legal. Dar Alte țări, de exemplu Ungaria, de curând a limitat, a restricționat acest drept. Practic, medicul trebuie să aleagă public sau privat. De ce a făcut asta? Sigur, pentru un control mai judicios al elementului pe care l-a menționat Codrin mai devreme, programul, și pentru a avea mai multă predictibilitate și respectiv a fondurilor, utilizării fondurilor și așa mai departe, și pentru a avea predictibilitate mai mare. În acest moment, programul pe hârtie există, desigur, public-privat, însă este greu de verificat concret și asta face ca desigur, o parte dintre fonduri care puteau să meargă fie la public, fie privat, să se mute dintr-o parte în alta la discreția medicului. Practic fac actul de planificare managerială în sănătate foarte dificil. Ca să înțeleagă, Codrin, îți mulțumesc tare mult, mulțumesc pentru exemplu dat, poate asta e esența acestei discuții. O să încheiem aici. Sigur că pentru Codrin este foarte avantajos, că el va putea să aleagă pe banii lui de asigurare, fie la stat, fie la privat. Dar cele două instituții în momentul ăsta sunt în concurență asupra acelorași bani și există un singur om care le unește, medicul, și care poate să influențeze pacientul dacă merge într-o parte sau într-alta. Asta e, de fapt, exact, discuția. Exact, și aici e o situație problematică, deoarece pentru a avea o politică sanitară coerentă, care să genereze rezultate palpabile la nivelul unei populații, este nevoie ca cineva să-și asume deciziile, să urmărească implementarea. Ori în momentul în care fiecare medic, prin modul în care își interpretează propriul rol în acel sistem, baleiază stânga-dreapta, este foarte dificil de urmărit. Să faci acest lucru și aici apare gestiunea banului public. Adrian Gheorghe, mulțumesc tare mult, a fost un exercițiu dificil, am spus că e una dintre cele mai dificile misiuni pe care le facem în ultima vreme când vine vorba despre bani. Am o ultimă întrebare pe care o rezolvăm într-un minut acum, din rațiuni de timp. Vreau să-mi spuneți așa, ați preluat acest sistem, ați venit în România, ați încercat această experiență, urmează să plecați. Cu ce gând plecați dumneavoastră personal la cariera dumneavoastră și la ce aveți făcut mai departe? Despre ce gând v-ați format despre ceea ce ați văzut lunile astea în România? Avem un sistem complicat și prin prisma istoricului și prin prisma modului în care este aranjat. Există profesioniști în sistem cu care se poate lucra, sunt și foarte multe probleme. Eu plec cu gândul că se pot urni lucruri, însă pentru a se urni în mod semnificativ lucrurile care contează, este nevoie de un culoar
de sprijin și de asumare mult mai generoase decât au fost până acum. Asumare politică. Da, și dau un singur exemplu. Media mandatului unui ministru al sănătății în Europa Occidentală, de la Germania spre Vest inclusiv, este undeva la 1000 de zile, aproape 3 ani. În România este undeva la sub un an. Sub un an. Adrian Gheorghe, acum putem să-l prezentăm în calitate de economist senior al Imperial College din London, a fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, așa că un gând general, să știți că România vă așteaptă oricând, indiferent de funcție sau de locul în care veți lucra. Sperăm să o facem mai bună în lunile următoare, astfel încât poate, pe măsură ce îmbătrâniți, să vă gândiți și la casă. Succes pe mai departe și vă mulțumesc tare mult că ați venit să vorbiți cu publicul Europa FM. Eu mulțumesc pentru invitație și a fost o plăcere să fiu în România. Spor la treabă tuturor! Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.